telespectatori, ne aflăm la Colegiul Tehnic General David Lapogescu. Alături de noi îl avem pe domnul director al Unității de Învățământ, Teodor Mitroi. Bună ziua, domnule director! Bună. Ca de obicei, vă mulțumesc tare mult de timpul acordat. Primele rezultate ale examenului de bacalaureat s-au afișat. În câteva cuvinte, aș dori să ne spuneți cum comentați aceste rezultate înregistrate până acum în prima sesiune. Rezultatele la examenul de bacalaureat din acest an pentru Colegiul Tehnic Prapărgescu din Târgu Măgurele au marcat o creștere ca procent de promovabilitate față de anii școlari anteriori. Procentul de promovare fiind pentru seria curentă de 27,378% și pe total pentru promoția 2014-2015 și promoțiile anterioare 21,43%. Deci am zice că se înscrie în ceea ce înseamnă probabilitatea la liceele tehnice. În comparație cu celelalte licee tehnice din județul Telorman, Colegiul Tehnic Prapărgescu se situează pe locul al doilea, după Colegiul Maggiaru din Roșiori de Vede, care avea un procent de probabilitate de 28,43%. Noi fiind imediat după acest liceu. V-am rugat să le spuneți, pentru că absolvenții care nu au reușit să promoveze în această sesiune mai au o șansă în toamnă, dacă veți asigura acele ore de pregătire suplimentare în continuare. Deci, sigur, noi o să avem mâine o ședință la Inspectoratul Școlar de analiză a rezultatelor la examenul de bacalaureat din acest an. Există o tradiție la școala noastră. Am fost printre primele școli care au organizat ore de pregătire, când la nivel național nu se făcea lucrul ăsta. Noi făceam deja pregătire pentru sesiunea a doua. Deocamdată cadrele didactice sunt în concediu, dar ne-am rezervat dreptul de a-i solicita să întrerupem concediul de odihnă pentru chestiuni deosebite, ceea ce privește examenul de coligență, dar și pregătirea examenului de bacalaureat. Așa că, de această dată, vom discuta la Inspectoratul Școlar, vom vedea care este politica generală a Inspectoratului și, în funcție de aceasta și de propriile noastre programe, vom hotărâ și vom asigura pregătirea pe timpul verii a absolvenților noștri. Domnule director, dumneavoastră, în calitate chiar și de dascăl, asigurați aceste ore suplimentare, am înțeles. Acum, care este opinia noastră în ceea ce privește absolventul turnean? Credeți că mai are timp să recupereze materia până în această sesiune? Deci, cum comentați chiar și această evoluție? Care problema absolventului turnean este problema absolventului, în general, din România. Deci, ați pronunțat cuvântul absolvent și absolvent înseamnă că deja el teoretic nu mai are nicio legătură cu școala. A primit certificatul de absolvire a liceului, el își face propria politică de pregătire ulterioară, fie în bacalaureat, urmând o carieră universitară, deci o pregătire universitară, pentru că bacalaureatul, e bine să știe toată lumea, dă dreptul la intrarea în învățământul universitar. Acesta este examenul de bacalaureat, este de fapt un concurs de admitere la facultate, cu alte cuvinte. Singura urmare a bacalaureatului este intrarea într-o universitate. Ori absolventul poate să, cel care termină la liceele tehnice, are o pregătire în meserie, nivel 4, nivel 5,
de calificare care nu are nicio legătură cu bacalaureatul și se poate înscrie pe piața muncii și să se încadreze în specializarea pe care a făcut-o, indiferent dacă are bacalaureatul sau nu. Tot indiferent dacă are bacalaureatul sau nu, poate să urmeze o școală post-liceală, iar Colegiul Tehnic Praporedescu este unitatea, singura unitate școlară din județ care are în structura sa liceu și post-liceal. Anunț pe această cale că avem două clase de asistent medical generaliști cu finanțare de la buget, 60 de locuri, o clasă de agent farmar cu 30 de locuri, de asemenea cu finanțare de la buget și o clasă de tehnician controlul calității produselor agroalimentare. Nu întâmplător fac această chestiune, fac acest anunț, ci noi suntem, ca școală, ne-am asumat ca misiune pregătirea forței de muncă calificate în această parte de sud a țării. Noi asta facem. Noi scoatem tehnicieni, scoatem la terminarea cursurilor cu o calificare, cu o specializare care poate să, în urma ei, poate să se angajeze sau poate să-și întocmească propria afacere în domeniul în care s-a pregătit. Pentru că tot ați deschis acest subiect, nu aș fi vrut și eu să o fac. Domnule director, v-am vrea să ne spuneți pentru ce interesați de școala politicală de la Colegiul Tehnic General David Praporescu, care sunt condițiile de înscriere, care sunt primii pași. Deci, primii pași, cursant aici, este înscrierea care se face până la 30 august. Se face pe baza certificatului de absolvire a liceului sau al diplomei de bacalaureat. Deci se poate înscrie la școala politicală atât cu examen de bacalaureat, cât și fără examen de bacalaureat. Deci primul pas este ori certificatul de absolvire a liceului, ori adeverință că a terminat liceul, ori diploma de bacalaureat, însoțită de o cerere de înscriere, adeverință de sănătate de la medicul de familie și este bine de știut să consulte la sfârșitul perioadei de înscriere dacă numărul de candidați este mai mare decât numărul de locuri, atunci se organizează un test de verificare a cunoștințelor, un concurs pentru admiterea la școala politicală. În caz contrar, se ia în funcție de nota la bacalaureat sau la cei 4 ani de terminare a liceului în cazul în care nu are examen de bacalaureat. Pe ce durată de timp se desfășoară cursurile în cadrul școlii? Deci școala post-liceală sanitară are cursuri de 3 ani, școala post-liceală de agenți vamali de 2 ani, iar școala pozițională tehnicien controlul calității produselor agroalimentare de 1 an și jumătate. Deci aceasta este perioada de școlarizare care urmează pregătirii din liceu. Deja au început înscrierile, absolvenții vin, mai ales că aceste școli pozițiale dau dreptul să lucreze și peste hotare, în special este foarte solicitat la exterior, asistență medical general. Exact. Asta este cea mai căutată, asistență medical generaliști, dar și la celelalte ne facem clasa în fiecare an, fără probleme. Bun, noi vă mulțumim tare mult, domnule director, de aceste precizări. Felicităm și noi absolvenții de liceu care au reușit să promoveze în această primă sesiune examenul de bacalaureat. Urăm succes în continuare celor care încă nu au reușit și pentru asta o felicităm că ați reușit să duceți această evoluție a acestora. Eu vă mulțumesc, felicit și eu cu această ocazie absolvenții de liceu care au promovat examenul de bacalaureat. Și îi asigur pe această cale pe cei care doresc să se înscrie la examenul de bacalaureat din sesiunea august, că începând cu data de 15 august, indiferent de ce se va hotărâ la
inspectorat, vom face un program de pregătire pentru examenul de bacalaureat, care va fi afișat la sediul unității. Vom acționa prin intermediul foștilor diriginți ca absolvenții noștri să poată să fie informați de aceste ore de pregătire pentru examenul de bacalaureat. Nu rămâne decât să le doresc succes, iar celor care au reușit deja să promoveze examenul de bacalaureat, să le doresc succes în continuare pe calea pregătirii universitare, pe care o să-și o aleagă, sigur, după ce au terminat cu bacalaureatul. Vă mulțumim și noi încă o dată și vom reveni pe acest subiect. Să rămână, mulțumesc!